Panică în cartierul de case de lux din colonia Petroșani. O vilă ars ca o torță, o mașină s-a făcut scrum și mai multe clădiri din zona au fost afectate. În timpul intervenției, un pompier a fost transportat la spital după ce i-a căzut în cap o grindă aprinsă și a leșinat. Pompierii au făcut eforturi deosebite pentru ca flăcările să nu se extindă și la alte case aflate în imediata apropiere. Nici o persoană nu a suferit arsuri sau intoxicații. Proprietarii au salvat ce au putut din casă și au scos din parcare 3 mașini de lux, însă un alt bolid a fost distrus de flăcări. Primele date arată că focul a pornit de la coșul de fum al centralei pe lemne. Incendiul a izbucnit exact în palatul în care în luna august a avut loc o nuntă fastuoasă. Peste 700 de romi și 10 de mașini de sute de mii de euro au blocat atunci un cartier întreg din Petroșani.